seara, Tudor! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Caz șocant la Spitalul Sfântul Pantelimon, pentru că, iată, această posibilă întorsătură de situație ne trimite în direcția unor conflicte, unor șicane între cadrele medicale. Deci dacă nu e mână criminală, dacă nu e neglijență criminală, este, se pare, un război între cadrele medicale. În direcția asta, cel puțin, ne trimit Ministerul Sănătății și conducerea spitalului. Discutăm despre asta. Discutăm și despre situația delicată în care dosarul ăsta de la ANI cu presupusa incompatibilitate a medicului Cârstoiu îi pune pe cei din PSD și PNL, care acum dau din colț în colț. Unii vorbesc despre momentan candidatul nostru poate face pasul înapoi, alții spun e prea târziu să mai schimbăm ceva, ce Dumnezeu să mai facem acum la nivel de alianță. Inadmisibilă această tergiversare din partea Agenției de Integritate. Cum să-ți ia aproape 4 ani să deliberezi într-un astfel de caz? O să vedeți o foarte interesantă declarație a medicului Cârstoiu, care spune că nici măcar lui nu i-a fost comunicat ceva despre stadiul acestei anchete. Și tot în actualitatea, despre apelul la noi recruți în armată făcut de președintele Iohannis. Mai toți liderii Europei vorbesc în acest moment despre așa ceva. Cochetăm oare cu ideea de a reveni la armată obligatorie? Pentru ce tip de provocări ne pregătim? Despre toate în emisiune, foarte scurt timp. Bună seara, doamnelor și domnilor! Controversa de la Spitalul Sfântul Pantelimon e departe de a se fi lămurit. Directorul de acolo și ministrul sănătății ne trimit în direcția unui conflict între cadrele medicale, care ar arunca cu acuzații nefondate ca să se șicaneze reciproc, dar procurorii nu exclud nici varianta mâinii criminale. Au ridicat fișele medicale, vorbesc chiar de eventualitatea unor descumări, detaliem imediat. Tot astă seară despre cum au ajuns PSD-iștii și peneliștii să fie debusolați de dosarul ANI privindu-l pe Cătălin Cârstoiu. Medicul spune, și o să vedeți în emisiune, că nici măcar el nu a primit rezultatul anchetei, nici măcar vreo comunicare parțială în acești aproape 4 ani. Cum a ajuns această suspect de lungă deliberare să încurce politica românească, discutăm în emisiune. Vorbim în actualitatea și despre cum au ajuns liderii europeni, printre care și Klaus Iohannis, să ceară recruți pentru armată. Se cochetează oare din nou cu ideea stagiului militar obligatoriu? Dezbatem în emisiune. Și suntem cu ochii și pe Orientul Mijlociu, unde Israelul se pregătește intens pentru un atac al Iranului. Toată lumea e în alertă, Statele Unite sunt într-o frenezie a negocierilor prin care să calmeze spiritele. În urmă cu câteva minute doar, Casa Albă a anunțat că amenințarea este una cât se poate de credibilă și de palpabilă. La ce să ne așteptăm, discutăm ceva mai târziu. Invitații mei la această oră, îi salut, Vlad Nistor, europarlamentar din partea PNL. Bună seara, mulțumesc de invitație. Ștefan Pălărie, senatorul USR, bună seara, mulțumesc de asemenea. În legătură video cu noi, jurnalista Ioana N. Dogioiu, spotmedia.ro, bună seara. Laurențiu Gâdei, deputat PSD, de asemenea în legătură cu noi. Bună seara, domnule deputat, mulțumesc foarte mult. Bună seara, vă mulțumesc. Îl așteptăm și pe Emilian Isailă dintr-o clipă în alta. Cazul Spitalului Sfântul Pantelimon, cazul șocant al acestor multe, 17 decese în 4 zile, despre care o sursă din spital, printr-o sesizare, spunea că este o formă de neglijență criminală sau chiar o mână criminală, pentru că pacienților li s-ar fi administrat mai puțin din anumite substanțe, nu e clar din ce motive. E bine, cazul ăsta pare să ducă acum într-o altă direcție, direcția unei răfuieli între diverse tabere din interiorul spitalului. Ascultați ce spun managerul de acolo, ce spune ministrul sănătății. Până în momentul de față, din analiza preliminară, nu s-au constatat date care să ateste o viciere a tratamentului în secția de terapie intensivă. De asemenea, ceea ce vreau să se înțeleagă foarte clar e că nu au fost sesizări anterioare la niciunul dintre organismele menționate și nici la comisiile spitalului cu privire la posibile nereguli în secția de ATI. Ceea ce s-a
delimitat până acum este că aceste decese nu puteau fi evitate. Nu sunt până în momentul de față elemente care să susțină aceste acuzații, dar asta nu înseamnă că nu mergem în continuare cu investigația. Sprijinim, bineînțeles, și spitalul sprijină organele de cercetare penală în clarificarea tuturor circumstanțelor care ar putea să stea la baza unor situații care sunt, din punctul meu de vedere, intolerabile. Noi ne ocupăm să intrăm în legătură cu doamna doctor care a făcut această plângere, lipsește astăzi, și sper că în cursul săptămânii viitoare să poată să spună directorul de îngrijiri medicale? Da, directorul de îngrijiri medicale, dar și doctorița care a depus plângerea la care faceți dumneavoastră, a fost așa fa secția ATI. Vreau să ne spună toate problemele pe care le are. Da. Foarte ciudat ce se întâmplă acolo, domnule senator. Ce înțelegeți din toată povestea asta? Este cel puțin stupefiantă toată povestea care pare să se devoaleze, să se desfacă așa în fața ochilor noștri. Evident, așa, luate lucrurile la nivel tehnic, o secție ATI, în general, este o secție în care se joacă pe viață și pe moarte soarta pacienților care sunt în stare extrem de gravă. Dacă într-adevăr există probleme de respectarea protocolului medical, de concentrația medicamentelor, de supradoză sau subdoză de medicamente, este o chestiune extrem de gravă. E o chestiune în care atât ministrul sănătății, cât și directorul de spital trebuie să lămurească cetățenii dacă ei mai pot avea sau nu pot avea încredere în sistemul sanitar românesc. A ajunge să faci un fel de vânătoare de vrăjitoare, adică a conta cine a fost avertizorul de integritate în cazul acesta, cine a făcut sesizarea și cu ce motiv sau pe ce temei, eu cred că este o demență. Indiferent cine a făcut o sesizare, pe indiferent ce temei, ar trebui să existe o procedură, așa se întâmplă în statele civilizate normale, de verificare, de demarare automată a unor verificări, dacă nu cumva, într-adevăr, din neștiință, din rea credință, din lipsă de resurse, cineva nu își face treaba așa cum scrie acolo la literă, la litera protocolului medical. Bun, dar asta spune că motivul poate să fie cheia în toată povestea asta, că dacă faci o sesizare dintr-un motiv de răfuială și sesizarea nu e întemeiată, atunci motivul contează foarte mult, de fapt, nu? Atunci o să fie doar efortul de realizare a celor comisii de anchetă sau simultane comisii de anchetă, că înțeleg că sunt mai multe, și ăla va fi marea pierdere. Dar nu înțeleg de ce pare, cel puțin de la domnul ministru, să existe așa o teorie a conspirației. Cine a făcut? De ce a făcut? Hai să vedem. Păi, pare să existe și de la ministru și de la directorul spitalului. Aici situația e destul de simplă și destul de ciudată în același timp. Sigur că domnul doctor are dreptate. Problema este că nerespectarea protocolului din prostie sau din neatenție poate fi criminală. Sigur că e absolut șocant faptul că sunt 17 morți la ATI unui singur spital în decurs de 4 zile. Dar la ATI se moare de obicei, sau se întâmplă să se moară, dar chiar 17 într-un singur spital în 4 zile poate fi în principiu o problemă. Nu trebuia ca cineva să solicite o anchetă. Vorbiți despre o autosesizare posibilă. Ar fi trebuit automat făcută. Dar dincolo de acolo asta, zis, am avut și 9 morți pe zi anul trecut. Dincolo de asta, știm încă din antichitate că invidia medicorum pesima. Deci invidia între medici sau medicilor e cea mai rea cu putință. Așa ziceau romanii. Și se pare că aveau dreptate. Am văzut și eu în alte spitale, întâmplător în ultima vreme, că există tensiuni, cum există în orice instituție, de fapt. Era firesc ca domnul ministru și managerul spitalului să încerce să tempereze ostilitatea publică față de sistemul românesc de medical, pentru că o asemenea enervare, o asemenea îngrijorare, o asemenea neîncredere, dacă se dovedește că acuzațiile sunt neadevărate, poate fi ea însăși criminală. Pentru că poate decredibiliza spitalele din România și atunci efectul
mai grav decât mai grav, la fel de grav ca și primul, poate fi unul criminal. Pe de altă parte, cine ar fi putut să facă povestea asta? Doar un criminal în serie. Și aici ne trebuie un fel de Miss Marple sau criminal în serie care să sau, cerceteze. Da, pentru că, că din câte spunea reclamația despre la care a făcut referire, nu se vorbește de neglijență, ci de subdozarea intenționată a unor medicamente, ceea ce este crimă. Da, Ioana, aici putem să avem de-a face în cazul în care se va proba până la urmă că din cine știe ce neînțelegerea situației sau chiar din această invidie de care vorbim, o asistentă sau o doctoriță au făcut sesizarea asta neîntemeiată. Ce avem aici? Denunț, calumnios? La ce se poate încadra? O, da. Și unul cu consecințe, dacă este un denunț calomnios, cu consecințe de o gravitate extremă. Nu sunt deloc de acord cu domnul Pălărie, care spune că cea mai mare pierdere ar fi crearea comisiei. Nu, cea mai mare pierdere este această decredibilizare în bloc a sistemului sanitar și ideea, care dacă e adevărată e îngrozitoare, dar mie mi-e foarte greu să cred, că într-o secție ATI a unui spital din București a fost constituit un grup infracțional organizat și toți medicii acelei secții și asistentele au decis să-i omoare pe pacienți printr-o subdozare a unui medicament, și anume noradrenalina, pentru că despre ea este vorba. Haideți să înțelegem ceva. Noradrenalina este un medicament și l-am ascultat astăzi pe doctorul Sândes, care este șeful societății de ATI pe țară, care spunea că noradrenalina este un medicament cu o dozare extrem de fină. Deci între minimum de doză și maximum de doză, diferența este de 300 de ori. Deci atât de mare e plaja de dozare. Ori dozele se stabilesc foarte fin. Nu poți să spui că e o dozare generală greșită, pentru că dozele sunt fine în funcție de pacient, patologie, vârstă, reacția organismului, moment al bolii. Deci a considera că niște oameni în mod intenționat, că asta este șocant, un grup de medici, o secție întreagă de medici, s-au pus în cap și au aplicat omor cu premeditare, nu doar cu intenție, că omor cu intenție, dar și cu premeditare în privința unor pacienți, mie mi se pare cutremurător. Aici și introduce, Ioana, o nuanță, că așa, sigur, pare un fel de complot prin care un grup s-a hotărât să omoare niște oameni. Stau și mă întreb, e doar o pură, firavă speculație, dacă nu putem vorbi, dacă e să mergem pe pista asta, de un fel de decizie de genul, știți ce, la ăia la care vi se pare că nu mai sunt multe șanse, nici nu mai irosiți medicamentul pe ei sau ceva de genul ăsta. Adică, nu tot știu, încerc să-mi dau... Tot așa s-ar numi. Tot așa în s-ar momentul numi, da, în care evident. În mod voluntar tu reduci doza pe care un om, știi tu ca medic profesionist, că ar trebui să o primească și tu îi dai mai puțin, se numește omor. Nu se numește malpraxis. Malpraxis se numește în momentul în care nu știi care e doza. Greșești doza, ești neglijent, nu ești atent, da. Ești neștiutor. Deci, ori avem o situație de grup criminal în serie, într-o secție ATI, ceea ce, repet, mie mi-e greu să cred, ar fi ceva fără precedent, nu un înger al morții așa izolat, ci un grup, ori cineva a vrut să declanșeze acest scandal într-o răfuială internă, cum se mai întâmplă în spitale, dar apelând la niște mijloace care ar trebui să aibă ca efect excluderea definitivă din corpul medicilor sau asistenților sau ce-a fi a unei astfel de persoane. Lucrurile nu pot fi lăsate în coadă de pește. Da. Și așa vor fi mulți care se vor îndoi de rezultatul ăla. Da, păi există deja familiile victimelor care, evident, sigur, marcate de durere, se îndoiesc în primul rând. Adică ei spun dacă cumva se putea face ceva pentru rudele noastre. Eu nu înțeleg ceva, că poate am simțit că nu m-am făcut bine înțeles. Deci discutăm acum despre gravitatea acuzațiilor care ar putea să vină din partea unui reprezentant al corpului medical din acel spital. În opinia mea, acuzațiile sau suspiciunile pot să fie cât se poate de grave. În orice sistem, un sistem de management al serviciului medical spune: vă mulțumim, lăsați-ne să verificăm. Pentru dacă le inventezi, nu? Și deci dacă sunt deliberat le lansezi fals în spațiu public. Asta este o altă discuție. Creezi o problemă socială, da. O problemă generală, nu? În legătură cu... Să nu uităm că au mai fost chestiuni de genul acesta, inclusiv în acest serviciu public de protecție a consumatorului. Mai țineți minte de acei pui galbeni în care cineva a început să arunce niște
niște petarde, cum cu aceea ar fi de fapt injectați cu tot felul de, mă rog, de tipuri de coloratură toxică în acești pui, după care să-și schimbe punctul de vedere, erau altfel de alimentație. Dom'le, în opinia mea, poate că greșesc și îmi asum acest lucru. Dom'le, indiferent cât de grave sunt acuzațiile, în primă și în prima etapă avem nevoie să le lămurim. Da? Pentru că, într-adevăr, și dacă sunt 5% șanse ca așa ceva să fi fost realizat și cineva poate să pună prin îndărăt să ia o bucată din medicamentele acelea pentru a pune mai puțin decât indică protocolul, asta e o chestiune extrem de gravă. Dar domnul Rafila ar trebui să ne lămurească. Credibilitatea sistemului oricum este la pământ. Bun, în momentul în care se naști pe trotuar sau mori cu zile pentru că ai un diagnostic greșit, avem probleme enorme cu sistemul medical și domnul Rafila trebuie să ne lămurească. Nu să ascundă sau să pună batista pe țambar. Unde trimiteți, și anume că poate înainte de a face toată această discuție despre suspiciunea acuzațiilor, războaie și așa mai departe, ar fi trebuit tratate lucrurile strict în cheia asta medicală. Domnule deputat Gâdei, era o ocazie... Da, vă rog. Asistăm de două zile la decredibilizarea instituției medicului și asistentului, care de foarte multe ori în majoritatea cazurilor salvează vieți. Puneți-vă, vă rog, în pielea aparținătorilor care astăzi, din nefericire, au pacienți pe paturile spitalurilor din ATI. Gândiți-vă la ei și cum privesc ei toată discuția noastră asta deșteaptă, noi politicienii, dându-ne cu părerea și încercând să tragem scuza politică acuzând pe unul sau pe altul. Domnul Gâdei, mă scuzați, să nu se uită cei cu pacienți pe patul de spital, nu se uită la noi astăzi, sunteți puțin deplasat. Nu v-am întrerupt, aparținătorii spuneam, aparținătorii. Păi aparținătorii sunt în spital cu cei dragi, nu sunt la televizor. Dați-mi voie, vă rog frumos, dați-mi, la ATI aparținătorii nu stau în caz de nu știați, n-au unde să stea acolo. Stau pe bancă în fața spitalului. E limita dintre viață și moarte. Ar fi fost foarte clar în toate emisiunile în care dezbatem această bazaconie posibil falsă, o temă extrem de falsă, dar care a murdărit medici, a murdărit asistenți, a murdărit sistemul sanitar, cei pe care noi îi idolizăm atunci când suntem în probleme. Și poate pentru că noi ne permitem să discutăm la nesfârșit, noi politicienii, să ne dăm cu părerea, să spunem ăla e vinovat, să spunem că acești avertizori de integritate, acești îngeri ai democrației românești, ce s-ar întâmpla dacă mâine toți avertizorii ăștia de integritate din toate spitalele din România ar depune același tip de sesizare vis-a-vis de toate decesele care au avut loc în spitalele respective? Vă gândiți în ce demență suntem la momentul ăsta? Păi stați puțin, nu putem ignora totuși niște declarații oficiale ale managerului de spital și ale domnului Rafila, ministrul sănătății, care au vorbit despre lucrurile astea. Acum, dacă ei vorbesc despre o chestiune de răfuială internă, noi ce să facem? Ne facem că plouă? Nimeni nu poate să omită și să nu cerceteze, mai ales procuratura. Dar ar fi fost mai ok din partea noastră a tuturor să așteptăm să se pronunțe procuratura. Dacă, Doamne ferește, păi, așa cum în logica asta, domnule Gâdei, majoritatea invitațiilor dumneavoastră spun că șanse minime să fie un sistem criminal în secțiile de ATI, unde nu lucrează un singur om, lucrează foarte mulți oameni acolo. Și ar fi fost foarte deontologic să invităm medici în fiecare emisiune să ne explice ce înseamnă ATI-ul. Au fost și de-a lungul zilei, exact, domnul Sândesc, de care, domnul doctor Sândesc, de care vorbea Ioana mai devreme, ne-a expus astăzi... Un avertizor de integritate a scris 3 prostii, 3 bazaconii. Poate există posibilități mici, repet, să fie o mână criminală, nu le excludem, procuratura ne va lămuri, dar poate pentru opinia publică care se uită la noi și care își pierde cu fiecare cuvânt pe care noi îl scoatem pe acest subiect încrederea în sistemul de sănătate. Ce facem? Cine va deconta? Cine va plăti? Păi nu știu, să deconteze, exact cum s-a spus mai devreme, să deconteze inclusiv penal. Denunțul calumnios e o infracțiune. Sigur că, deci... dar domnul Gâdei, mergeți pe o pantă foarte periculoasă. Acest război declarat tuturor avertizorilor de integritate din țara asta mi-aduce aminte de niște legi pe care ați încercat să le treceți prin Parlament. Dar este o direcție foarte, foarte periculoasă, domnul Gâdei. Vă avertizez de pe acum. Haideți să vedem, să ne lămurim. Și acum spuneam mai devreme, acuzațiile pot să fie de orice gravitate. Există legi care să elimine sau să pedepsească calomnia,
Da? Sau neadevărul care ajunge să rănească oameni. Întreagă, ce calomnie, când ai terminat o țară întreagă, un sistem medical și ai pus o anatemă asupra lui, ce calomnie. Acum, domnul Gândei, se moare în țara asta, în spitale, se moare și, și atunci când ar trebui să nu mori. Asta e realitatea. Din nefericire se moare, din nefericire se moare. Așa o și revenim la ceea ce a spus dumneavoastră la început, ca să lămurim. Acei aparținători care au persoane dragi în spital nu o să se uite la televizor, o să-și dea seama dacă serviciul medical e bun în funcție de cum sunt tratați și informați de către medici, de către asistente și așa cum, în funcție de ce văd în spitalul ăla, cum arată, cum este dotat și dacă li se cere sau nu să-și cumpere medicamentele și perfuziile. Despre asta vorbim. Nu de ce văd la televizor. Asta le garantează dacă trăiesc într-o țară civilizată sau nu. Despre sistemul medical. Una e să facem o discuție despre sistemul medical, una e să discutăm despre acest subiect care a inflamat opinia publică, fără a avea în emisiuni medici care să ne explice exact cum funcționează. Iar eu am spus că domnul Rafila trebuie să lămurească. Am mai spus asta și v-am explicat. Am avut medici în emisiuni, de-a lungul întregii zile au fost medici de șeful societății de anestezie și terapie intensivă, domnule Gâdei, care ne-a explicat. Dacă, sigur, dacă doriți să vorbiți peste toată lumea, nici nu o să aflați amănunte. Profesor. Am spus așa despre avertizorii de integritate. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă în România mâine fiecare avertizor de integritate a ridicat suspiciuni de moarte a fiecărui pacient din spitalele din România. Am înțeles. E dreptul lor. E un fel de drobul de sare, ce ziceți dumneavoastră. Da. Ce se întâmplă? Dreptul lor. Verificăm de un milion de ori. Bun. Hai să ne facem uităm un milion de comisii de anchetă. Bună seara. Chestia asta cu avertizorul de integritate, cred că și asta e dusă un pic prea departe. A existat acest mesaj al unei doctorițe care a zis, domnule, directoarea de îngrijiri, nu? Sunt în concediu o zi, a zis doctorița respectivă, și am primit de la o asistentă acest mesaj prin care mi se spune că la secția de terapie intensivă nu se dă substanța respectivă în doza în care ar trebui. Vă rog, luați notă, îi spunea această directoare de îngrijiri medicale managerului spitalului. Nu cred că putem să facem din asta un caz de cine știe ce avertizor de integritate care sub protecția anonimatului sau nu a făcut un denunț la o instituție și așa mai departe. Doctorița respectivă zicea, eu sunt în concediu, azi am primit această sesizare, vreau să o investigați tocmai pentru că nu sunt acolo. Păi da. Și de aici, sigur, s-a construit această teorie de către managerul spitalului și domnul Rafila, că de fapt doctorița e implicată într-o răfuială internă, că și-ar dori nu știu ce post, că a fost amenințată și intimidată că nu o să-l primească niciodată și prin urmare, iată, face niște șicane și lansează niște calomnii și se folosește de asistente și așa mai departe. De aici, sigur, va fi de anchetă, probabil o anchetă de tip telenovelă. Da, hai să vedem de la ce am pornit. Păi nu, dar aici problema e foarte simplă. În momentul în care ai o astfel de alertă, că am văzut că este pur și simplu o alertă, autoritățile trebuie să ia act de ea, să vină să liniștească populația, să spună că au început o anchetă, se uită la acel caz cu foarte mare atenție, că nu se vor studia, vor analiza, vor ancheta și vor ieși cu un raport. Poți să ieși cu raporturi intermediare, adică dacă tu începi ancheta și vezi că oamenii aia sunt ok tratați sau nu știu ce, poți să dai un alt mesaj. Nici eu n-am înțeles de ce toată chestia asta s-a dus într-o zonă de teoria conspirației, de lupte interne în spital, chiar și dacă există aceste lupte, nu trebuie să le transmită nimeni decât pe baza unui raport cu dovezi și cu constatări și așa mai departe. Ne învârtim aceste idei, că s-au grăbit ministrul și managerul de spital să spună, domnule, acolo e un război, sunt niște șicane, hai să nu credem că de fapt despre asta e vorba, aici ai greșeala. Deci, sunt absolut de acord că lucrurile și în primul rând îmi cer scuze că am crezut că domnul Pălărie e medic, se pare că nu e. Că sunt profesia. Deci, sunt după părerea mea câteva lucruri foarte clare aici. În primul rând, o asemenea acuzație trebuie atent și rapid, extrem de rapid, examinată. Pentru că dacă e adevărat că sunt 17 morți în 4 zile și este vorba despre asasinarea acestora, deci despre o persoană sau are dreptate, doamna, de un grup de un grup infracțional organizat care s-a propus din scopuri și motive și justificări care acum nu mă interesează, să omoare deliberat un număr de concetățeni ai noștri, chestia e nu gravă, e apocaliptică, nu știu cum să-i spun. Dar dacă nu este așa, pentru că există și această variantă, și dacă e pur și simplu vorba despre o bătălie internă, cum se întâmplă mai în toate instituțiile și în orice caz în spitalele,
din țara, din lume, în general. Parcă niciodată n-am îmbrăcat o formă ca asta. Tot ce se întâmplă acum este extrem de dăunător și periculos pentru sistemul de sănătate publică din România. Și mai am două mici observații. În primul rând, eu aș îndemna să nu politizăm subiectul. Pentru că politizarea acestui subiect, acum mai ales în campanie electorală, poate fi catastrofală, cu efecte de nebănuit, efecte adverse celui care își propune să politizeze. Asta e prima observație. A doua observație. Sigur, domnul Pălărie are dreptate. Mor oameni conaționali de-i noștri, mor ființe în spitale. Dar asta se întâmplă și la Geneva, și la Londra, și la New York. Eu am fost întâmplător în ultima vreme, am avut ocazia, e adevărat, am prieteni medici, să văd cum funcționează multe dintre spitalele din București. Și cele de stat, și cele private. Și am văzut spitale și serviciu medical la Bruxelles, de pildă. Vă trag atenția că și am prieteni care au fost deserviți de serviciu medical în Marea Britanie. Vreau să vă spun că mulți dintre cei care au probleme medicale, prietenii mei în Marea Britanie, se suie în avion și vin repede la București. Român, deci nu, disprețul nostru, agresivitatea pe care o avem noi față. Cum o are, am văzut și astăzi pe colegul dumneavoastră, domnul Ungureanu. Așa. Un om foarte respectabil, adminter. Dar am văzut cât de agresiv și pornit e pe sistemul medical din România, cu resursele pe care le are. Eu cred că în foarte multe, nu în toate, dar în foarte multe dintre spitalele din România, lucrurile merg foarte bine. În momentul în care există organisme internaționale și care, de exemplu Transparency International sau alte organisme care evaluează gradul de corupție din țări, nu dintr-o țară, din țări, și vin și îți spun că sistemul sanitar este unul din principalele sisteme de drenaj de fonduri publice din țara asta numită România, n-am spus-o eu, nu o spuneți dumneavoastră, nu o spune cineva în studio. Sunt organisme, o spun organisme internaționale. O spune un ONG, nu organisme internaționale. Noi spuneți, deci, în seara asta aveți război cu operatorii de integritate și cu ONG-urile. Că nu e ONU. Este un organism internațional care face pe baza unei metodologii de cercetare evaluări între țări. Dumne, acum, dacă lăsați-mă să vă mai împărtășesc și o poveste care are legătură cu acest caz indirect. Am avut un alt avertizor de integritate care mi-a spus în cazul unei audiențe ca senator de București această poveste incredibilă. Despre înregistrare, dumnealui a înregistrat o conversație între doctori care se ocupă, doctori de oncologie, și care povesteau despre introducerea în locul unor citostatice a unor pastile placebo și discutau, negociau care este concentrația minimă la care poate să meargă în jos, în așa fel încât măcar să mai cadă părul pacientului ca să dea senzația că are substanță activă. Asta așa ceva nu se întâmplă nici la Geneva, credeți-mă. E, nu. Chestiile acuzați, astea trebuie. Eu acuzați Geneva că acolo se fură citostatice din spitale. Eu mă îndoiesc că se întâmplă acest lucru. Deci dacă avem și statistic vorbind și cazuistic vorbind, dovezi că sistemul sanitar din România, aveți dreptate, medicii cinstiți, asistentele cinstite, se chinuie cu puținele resurse să facă evident treaba, dar în timp ce sunt furați de către aceste forme de organizate, de a dirija banii publici către bani, și obligația dumneavoastră ca senator de București a fost, era cazul acela punctual. L-am și trimis la DNA să vorbească, la procuratură. Asta a fost trimiterea mea. Acum eu stau și mă gândesc, poate că într-o anumită logică toată discuția asta despre o bătălie internă, Emilian, despre niște tabere și așa mai departe, poate că e chiar menită să nu creeze această panică în rândul pacienților, aparținătorilor publicului. Panica. Păi nu, mă gândesc că poate asta o fi fost și logica pentru care atât de repede oficialii s-au dus în direcția asta. Dom'le, acolo e de fapt altceva, sunt niște șicare, există probleme și așa mai departe, tocmai ca să nu intre lumea în panică. Tudor, există și posibilitatea să fie avut niște frânturi de informații. Nu, eu nu zic că ministrul sănătății a ieșit. Probabil. Dar, pe de altă parte, vorbind de panică, panica a fost creată. Și a fost creată indiferent dacă preluau televiziunile sau nu chestia asta, dacă nu preluau și nu se dezbătea lucru, era și mai mare, pentru că un articol publicat care se rostogolea pe rețelele sociale, care se rostogolea în toată presa online și așa, crea o panică și mai mare, pentru că nu avea niciun fel de reacție din partea autorităților.
măcar cât de cât am avut niște reacții, există o promisiune că se anchetează, dezbaterea din jurul cazului vine cu poziționări diverse, poziționarea și explicația a ceea ce s-a întâmplat acolo, care e destul de clar, explicația cum s-a ajuns la acest, hai să zic eu, anunț că există posibilitatea ca niște oameni să fie uciși cu premeditare în ATI-ul de la Sfântul Pantelimon. Și ai și poziția autorităților care se mișcă. Pe de altă parte, ce nu înțeleg este de ce nu facem lucrurile procedural, de ce nu reușești să comunici cu populația în termenii în care în același timp anchetezi și vii și raportezi chestii care pot fi susținute. Ioana, adică dacă duci lucrurile, scuză-mă, da. Și cu asta închis și o las pe Ioana, deci nu poți să tratezi un astfel de caz la nivelul de, din partea ministerului și a managementului spitalului, la nivel de bârfă. Eu cred că acolo există o luptă pentru putere și că nu știu ce medicul respect. Nu poți. Trebuie să ai un raport scris, trebuie să ai pe nume de persoane, reacții și așa sunt mai departe. Anchete în curs în momentul ăsta, pentru că anchete Colegiului Medicilor București, care au ridicat documente, deocamdată au spus că n-au găsit nimic suspect, dar continuă analiza și pe de altă parte este acolo Serviciul Omorul, un lucru care mie îmi dă foarte multă încredere, pentru că eu am încredere în Serviciul Omorul de la București, este probabil unitatea de elită, una din unitățile de elită ale Poliției Române, una din puținele unități de elită ale Poliției Române. Deja s-au ridicat, se vor ridica în continuare, se ridică fișele, se vor analiza fișele medicale. Asta ridică unele probleme, pentru că ele sunt scrise în mână și sunt greu lisibile adesea. Asta e. Se vor verifica dacă injectomatele care au fost folosite pentru administrarea noradrenalinei aveau carduri de memorie, se vor verifica cardurile de memorie. Deci ancheta nu e o premieră în tipul ăsta de anchetă într-un spital și ea va merge mai departe și va fi dusă până la capăt. Deci anchete există. Numai că aici marea problemă și marele prejudiciu din punctul meu de vedere este această anatemă aruncată asupra corpului medical și asupra unei specialități foarte delicate a corpului medical și faptul că se vorbește cu atâta lejeritate despre niște lucruri despre care medicii ateiști înșiși vorbesc cu mare delicatețe. De exemplu, ce înseamnă doză normală? Nu există doză normală. Există dozaje de la 1 la 300, cum ar veni. Deci, lucrurile astea trebuie tratate cu delicatețe, pentru că o neîncredere tot va rămâne. În România, teoria conspirației de bază și la sfârșitul acestor anchete, cineva tot va spune, ei, lăsați că corp la corp nu scoate ochii, apropo de Colegiul Medicilor, ei, lăsați că ați mușamalizat să nu știu ce să nu se întâmple, lăsați că știm noi că se omoară, oamenii sunt omorâți în spitale. Ori lucrul ăsta este foarte, foarte periculos și foarte nedrept față de cei care își fac datorii. Vom vedea ce se întâmplă. Revenim după publicitate, în foarte scurt timp, cu niște ironii și înțepături între PSD și PNL. Domnul Ciolacu s-a dus la Suceava să inspecteze, zice el, un fief liberal unde curge lapte și miere. Și o să vedeți ce spune și despre candidatura sa la președinție și despre cea a domnului Ciucă. Foarte interesante declarațiile imediat. Da, domnul Ciolacu, vă spuneam, s-a dus la Suceava în fieful liberal și a avut câteva comentarii de făcut despre cum decurg lucrurile într-un astfel de loc. Pentru că vă amintiți, în urmă cu câteva zile, mai mulți liberali prezenți chiar pe teritoriul domnului Ciolacu, la Buzău, spuneau că nu-i bine ce se întâmplă acolo, că numai acolo unde există președinți de consilii județene și primari lucrurile merg bine. Nu mai vrem la Suceava jumătăți de măsură. Este cazul să schimbăm administrația locală. În primul rând, la Consiliul Județean, în al doilea rând, la municipiul Suceava. Sunteți unii dintre cei mai norocoși oameni. V-ați născut într-o zonă, în Bucovina, într-o zonă, într-un tărâm, parcă rup din rai. Cu adevărat, acest lucru dezvoltă în primul și în primul rând turismul. Cu adevărat, dumneavoastră conservați și istoria și credința. Este insuficient. Acest lucru ar fi trebuit să fie un dar de la Dumnezeu
și un bonus pentru dumneavoastră. Faptul că sunt astăzi aici, am fost foarte curios să vin într-unul dintre județele unde curge lapte și miere. Da, domnule Nistor, ce să zic, a venit pălmuța înapoi? Povestea cu laptele și mierea nu știu cum e. Mie mi s-a părut de la început și am spus-o de câte ori am avut ocazie și aici și dacă m-a ascultat cineva în interiorul Partidului Național Liberal și am spus-o și cu referire directă la colegii noștri, ai mei, de PNL, membrii ai aceluiași partid ca și mine, că dacă ne apucăm să facem o alianță, acolo unde avem candidați diferiți, atacurile trebuie să fie în baza unor proiecte și țintite. Nu trebuie să aibă nicio nuanță de generalitate. Ori, pentru că asta ar fi nefolositor ambelor partide implicate. Habar n-am ce, cum vrea domnul prim-ministru să schimbe laptele și mierea. Laptele și mierea și cu ce vrea să schimbe, locuiască laptele și mierea, poate cornul și laptele, inventat la umor și de către domnul Adrian Năstase. Nu știu, dar cred că ar trebui să-l întrebați pe domnul Năstase. Păi nu știu, dar îl întreb pe domnul Gâdei acum. E adevărat că Rareș Bogdan a început cu chestia asta și cred că au mai fost și alții, dar asta cu laptele și mierea de la Rareș Bogdan am auzit-o, domnule deputat. Că acolo unde sunt liberali... Aveți perfectă dreptate. Domnul președinte Marcel Ciolacu, astăzi, fiind la lansarea candidaturilor pentru Suceava, pentru județul Suceava, ca Consiliul Județean și pentru municipiul președinte de județ, bineînțeles că trebuie să facă o paralelă și dumneavoastră nu ați lăsat tot spiciul domniei sale, pentru că se vedea clar suma absorbțiilor fondurilor de către domnul Flutur, comparativ, de exemplu, cu un județ apropiat dublu ca populație, nu, pardon, la jumătate din populație, dar cu absorție enorm de mare. Și da, au fost câteva răutăcisme, le pot eu spune, din partea colegilor de la PNL, care își permit în fața activului de partid să ne folosească pe noi ca și comparație, totalmente eronat, pentru că dacă v-aș da exemplu Consiliului Județean Galați, vă voi spune că aici e vorba de miliarde de euro atrase de o administrație PSD-istă, repet, miliarde de euro, în dezvoltarea acestui județ și nu suportă comparație cu foarte multe, cu majoritatea județelor conduse de la Partidul Național Liberal. Dar nu intrăm în această retorică și bineînțeles că au fost declarații în fața activelor de partid, tocmai ca și replică la laptele și mierea pe care domnul Rareș Bogdan o vedea, dar o vedea doar jurnalistic și nici de cum din punct de vedere al unui politician responsabil. Păi da, uite, văd aici că domnul Ciolacu, așa cum am văzut cu toții mai devreme, zice direct de schimbarea domnului Flutur, adică nu mai vrem jumătăți de măsură. A bătrânit și domnul Flutur, e normal să fie și el schimbat la un moment dat. Cât să mai conduci județul ăla și să ai 65 de milioane de euro în fonduri europene? Când la Galați sunt miliarde, repet, miliarde. Da, cum e, domnule Palavi? Pentru mine e așa ca în... savana africană, când parcă pe acolo șerpi boa se apucă să mănânce animale mai mari, o capră, o vită. Și normal că după ce începe să șarpele să înghită animalul, mai sughite, mai face din când în când. Se pare că lucrurile la care asistăm acum sunt pur și simplu, și îmi pare rău că e domnul Nistor cu noi aici în studio, dar PSD-ul înghite cu totul PNL-ul. Și din când în când mai sughite, așa, mai scoate câte o frază, mai scoate aer sau mai înghite aer. Păi stai că eu văd că PNL-ul are capacitatea asta, dar nu vreau să folosesc metafore cu antilope acum și cu dat din diverse, dar acum serios, văd că opune rezistența, adică vine, bagă bățul prin gard, face și canele astea cu laptele și miere. Veți vedea la urmă câte consilii județene va avea și câți primari de municipiu. Bun, dar... Predeosebire de dumneavoastră, dacă tot intrați în dezbateri politice directe. Intrăm în dezbateri politice directe oricând cu cel mai mare drag. Eu acum doar comentam relația PSD cu PNL, că parcă aveați mai devreme în spate, că este e comod afișul cu PSD și PNL. Sigur că este comod. E comod pentru colegii dumneavoastră au numit această alianță sau această coaliție, o coaliție împotriva firii, o coaliție nefirească, un
sacrificiu de stânga cu dreapta, o renunțare la principii. Ori, da, acum, indiferent cum doriți să o etichetați această coaliție, sub marele standard al stabilității care ne duce în fiecare lună la o viață mai scumpă, la o inflație mai mare și la împrumuturi mai mari, asta este ce ați hotărât dumneavoastră să faceți responsabil dumneavoastră de cei de la PNL. Și parcă sunteți membru al unei coaliții. Da, sigur că da, suntem membru. Alianța Dreapta Unită. La fel de bine și dumneavoastră. Coaliția dumneavoastră, noi cu coaliția noastră. Sigur că da. O să dar dacă tot faceți coaliție, hai să facem și pentru cetățeni niște lucruri și hai să facem și reforme. Că aici a fost problema care a îndepărtat PNL-ul în cadrul coaliției. Eu mi-aduc bine aminte că am mai participat la un experiment comparabil în anul de grație 2012. Erați cu toții martori. Experimentul? Experimentul se chema Uniunea Social-Liberală. Nu? Și eu am fost la capătul acelui experiment deputat al Uniunii Social-Liberale, de fapt al Partidului Național Liberal, și mi s-a întâmplat ca atunci când s-a constituit grupul din Camera Deputaților, eu de ăsta mi-aduc aminte, să văd în aceea sală 175-178 de deputați liberali, ceea ce era enorm. Și în acel moment, cei care atunci erau adversarii noștri și care astăzi fac parte din Partidul Național Liberal, o parte din ei, că restul sunt la PMP, aliații dumneavoastră, au ajuns în situația în care un singur deputat și-a câștigat în mod real colegiul, adică a avut, că era colegiul lui nominal, peste 50% din voturi și acela era colegul dumneavoastră actual de coaliție, președinte de partid, domnul Tomac. Deci există în politică și pragmatism. Iar scopul acestui demers pragmatic, căci despre asta vorbim, este acela de a ajunge la un moment de stabilitate în România. Și stabilitatea o veți vedea instalată după alegerile din decembrie, căci atunci vor fi alegerile parlamentare. Domnul ministru, în afară de pragmatism, mai există și cetățeni și bine al țării, să știți. Bun, eu mă uit acum... vor aprecia cetățenii demersul dumneavoastră asta. Deci, și binele public dumneavoastră pe care îl declarați. Dumneavoastră puteți să stați pe sondaje toată ziua, dimineața pe seara, nu la asta mă refer când dar nu vorbeam cetățeni. De sondaje, dumneavoastră vorbeam de rezultatul votului. Vorbesc despre ei ca votanți, eu vorbesc despre cetățeni ca fiind cei care sunt scopul politicilor. Păi nu cetățenii votează? Uite, apropo de aceste sondaje, eu chiar vreau să vorbesc despre unul din sondaje, ăsta ultimul Atlas Intel despre care am vorbit în ultimele zile, care arată că sunt doar 7% între alianța PSD-PNL și alianța Dreapta Unită. Deci PSD-PNL 31,6%, Dreapta Unită, adică USR-PMP Forța Dreptei, 24,6% intenție de vot la alegerile europarlamentare. Nu pare așa mare diferența, zic, în acest moment. Da, sondajul ăsta a mai fost confirmat indirect de un studiu calitativ realizat de IRES și prezentat presei acum mai mult, 8-9 zile. Deci, ce ne spune acest studiu calitativ e faptul că PSD-ul n-a câștigat nimic din alianța cu PNL. Și adică 1 plus 1 n-au făcut 2. Nu au făcut 2 și, de fapt, în țară, chiar și la aceste alegeri europarlamentare se va vedea acest fenomen, vom avea tot o confruntare PSD-anti-PSD. Cât era, și cred Emilian, că dacă candidau separat, s-a făcut și această măsurătoare curs, mi se pare, candidau luau 55, se... deci scorul unuia cu scorul celuilalt, păi era, sumau vreo în 55%. Nu, e așa, mult, e mult spus, dar era 30 cu 15-17, deci cam 47. Deci mă rog. În fine, vorbesc de o medie a sondajelor. Deci oricum mai mult decât în formula asta. Mai mult decât în formula asta. Acum, într-adevăr, cum spunea și domnul Nistor, trebuie să vedem ce spun oamenii. Mai sunt 2 luni până la alegeri, lucrurile se pot schimba. Chiar și acest sondaj este o fotografie de moment. Există și sondajele pe care le fac chiar și acea analiză calitativă. Dar foarte interesant din acea analiză la aceea fac referință la aceea IRES, pentru că de fapt în zona persoanelor nehotărâte nu pătrunde acest mesaj de stabilitate pe care încearcă să-l transmită alianța PSD-PNL. Deci nu este total și e cea mai mare zonă de votanți, cei care decid câștigătorul. Deci n-a pătruns acest mesaj și plus că nu pătrunde nici un alt mesaj pe care este promovat în această campanie pentru alegerile europarlamentare, acela al limitării extremismului.
Deci, alianța PNL-PSD s-a construit pe acești doi piloni pentru alegerile europarlamentare, pentru că eu mă aștept ca după aceste alegeri europarlamentare să existe o mică reformare a sistemului politic. Se amestecă cărțile din nou, da, foarte bine. Și deci aceste doi piloni nu funcționează vis-a-vis de alegători. Vom vedea cum va continua campania și ce se va întâmpla în aceste două săptămâni. Și cu asta închid. În opinia mea, dacă alianța PSD-PNL ia sub 40% la alegerile europarlamentare, nu și-a atins scopul. N-a avut nicio noimă, nu poate să continue. Dacă trece de 40% și câștigă alegerile, poate să clameze că și-a atins obiectivul și că, într-un fel, acest obiectiv al stabilității politice și a limitării extremismului au funcționat. Pe de altă parte, în sondajul tău vezi că a treia forță politică e AUR. Da, și care dai AUR și cu Diana Șoșoacă, care fac vreo 27% împreună. Ceea ce aia e a doua forță politică. Mai e o declarație interesantă a domnului Ciolacu, pe care o să urmărim chiar acum, care are legătură cu candidaturile la președinție. Să vedem ce înțelegeți. Ne trebuie stabilitate politică. Nu putem construi fără stabilitate politică. Noi trebuie să explicăm aceste lucruri românilor. Să înțeleagă adevăratul pericol. N-am făcut această alianță electorală să ajungă Marcel Ciolacu președinte. Cu atât mai puțin, n-am făcut-o ca să ajungă Nicolae Ciucă. Am făcut această alianță electorală pentru o stabilitate politică și nu o decidem noi. Acest lucru va fi decis de către români. Nu vreau să vorbesc de pas cu pas, dar cred că, cum să zicem în Moldova, mai pâș, sunt ferm convins că românii vor înțelege foarte bine momentul dificil prin care trecem cu toții. Înțelegi, n-am făcut alianța asta ca să ajungă Marcel Ciolacu președinte, cu atât mai puțin ca să ajungă Nicolae Ciucă? Cum? Adică sunt amândoi perfect conștienți că oricare dintre ei ar fi candidatul comun, ar pierde. Pentru că ei au o mare problemă, e un elefant în odaia prezidențialelor, despre care nici PNL, nici PSD nu vrea să vorbească, dar mi-a vorbit un fiind cunoscător al scenei politice, nu-l nominalizez, n-am acordul lui, dar care îmi spunea într-o discuție ieri, în momentul vorbirii, Mircea Joana e președintele României. Vom vedea ce se va mai întâmpla mai încolo. Dar în momentul vorbirii, asta este situația. Și este o situație care sperie și nu convine niciunea dintre partide, dar pentru care în acest moment nu au o soluție. În acest moment nu au o soluție de contracarare a lui Mircea Joană. Vom vedea, mai au timp și au scurtat singur timpul aducând alegerile în septembrie. Vom vedea ce vor reuși să scoată din joben până atunci. Testul Cârstoiu este foarte important. Foarte important pentru această eventuală soluție de contracarare a lui Mircea Joana. Dacă nu, vor trebui să se gândească la o soluție de coabitare. Despre candidatul comun Cârstoiu vorbim imediat. Pare că e un fel de derută în PSD, în mod special, în legătură cu cazul ăsta instrumentat de ani, pentru că se fac aproape 4 ani, legat de presupusa incompatibilitate. O să vedeți ce spune Gabriela Firea despre eventualitatea unei retrageri. Și iarăși, nu știu câta oară, o dezmințire din partea candidatului Cârstoiu, din partea lui Marcel Ciolacu, privind această eventuală retragere. Ce-i cu foiala asta? Imediat.